rog să rețineți două lucruri. Această birocrație inexplicabilă este legată de următorul fapt. De la momentul producerii evenimentului până la momentul intrării în sala de operație durează 9 ore. Deci cu tensiune de 4, 6 cu 4, vă dați seama în ce stadiu se afla. 2. Imaginați-vă dumneavoastră că ar fi existat posibilitatea ca amputația să nu se facă de la nivelul gleznii, ci de la nivelul coapsei. E cu totul altceva. Și 3. Cum își explică dumnealor, că pe mine nu mă pot contrazice, sunt imagini în care ambulanța era sosită, venise și elicopterul, deci elicopterul a fost nevoit să plece gol, fără să ia hotărârea directă, să ducă la elicopter și intervenția s-ar fi făcut mult mai devreme. Deci pentru acest lucru eu o să încerc și să vedem ce soluții voi găsi să acționez în judecată, cred că începând de la minister, să vedem, o să mă consult cu cei avizați care să-mi spună cum trebuie să procedez și care este parcursul care trebuie făcut. Dumneavoastră puteți face într-o primă instanță o sesizare la Colegiul Medicilor pentru vina de malpraxis. Intenționați să urmați această procedură sau vă duceți direct în instanță? Colegiul Medicilor, să știți că mare rezolvare nu o să dea. Pentru că imaginați-vă dumneavoastră o proteză pe care eu trebuie să o fac soției, mă ajunge în jur de 30 ceva de mii de euro. Vă dați seama că este o sumă infernală. Da. În condiții în care ar fi fost de gleznă, ar fi fost în jur câteva mii de euro. Deci despre asta vorbim în momentul ăsta. O să mă hotărăsc să vedem. Acum sunt într-o perioadă un pic mai strânsă, pentru că am prioritate cu totul alte probleme, dar mă voi ocupa și de acest subiect.